Acțiunea ar fi trebuit să se desfășoare într-o parcare din apropierea Vămii. Unii protestatari și-au lăsat mașinile în parcare, iar alții l-au împins pe carosabil și au blocat circulația pe ambele sensuri. Oamenii spun că ordinul ANAF limitează micul trafic de frontieră, iar din acest motiv veniturile lor se vor reduce foarte mult. În plus, au susținut că alimentele și combustibilii sunt mai ieftini în Ucraina. Avem familie acasă, avem câte 4-5 copii, da? Un litru de ulei nu ne ajunge. Dacă încep să fac mâncare dimineață până seara, nu mai am un litru de ulei, da? Fără servicii, fără salarii, alocații 40 de lei, ce să faci? Din toate capturile care s-au făcut cu țigări, nu s-au... a fost vreo una care s-a dovedit că de pe verde, de pe Vama Siret, e o prostie. Deci toate s-au făcut de pe verde. Ne aducem din partea altă produse pentru noi, pentru animale, pentru familie. Nu mergem pentru contrabandă. Contrabanda o fac aia de sus. Noi nu avem nicio treabă cu contrabanda. Protestatarii au deblocat drumul național 2 abia după ce li s-a spus că pot discuta cu prefectul județului Suceava, căruia i-au înmânat un memoriu. Vin 5 oameni, vorbesc cu domnul prefect, le expun situația, înțeleg. Dar, având în vedere că tot creșterea noastră este în curs de rezolvare, rugămintea mea pentru noastră este să se eliminăm. Inițial, ordinul ANAF a intrat în vigoare în noiembrie 2013, dar la scurt timp a fost suspendat. Reglementările au devenit obligatorii de la 15 februarie. Potrivit documentului, o persoană poate introduce în țară, din afara Uniunii Europene, țigări, alcool sau alimente o singură dată pe săptămână și în cantități mici. Mai exact, turiștii pot aduce doar 2 pachete de țigări, 1 litru de alcool, 4 litri de vin, 1 litru de ulei sau 1 kilogram de zahăr.